Eroii căzuți pe câmpul de luptă din Afganistan sunt comemorați anual la data de 15 februarie. La Soroca, acest eveniment va fi marcat puțin mai devreme, adică pe 12 februarie, la Complexul Memorial. La data de 12, la ora 10, o să fie depunere de flori la Memorialul Eroilor Căzuți. Invităm toți participanții la evenimentul respectiv și toți ceilalți care doresc să depui o floare în memoria celor care astăzi nu sunt alături de noi. La evenimentul de comemorare sunt așteptați camarazii de arme care au luptat și și-au îndeplinit datoria de ustaș, reprezentantul guvernului în teritoriu, conducerea raionului, a municipiului, dar și simpli soroceni. Acțiuni de comemorare vor avea loc și în unele sate din raion. S-a elaborat un plan împreună cu Comisariatul Militar, cu Consiliul Raional și cu municipiul Soroca, unde în planul dat este ieșirea la fața locului în satele și municipiul nu avem, dar în satele unde eroi respectivi au decedat, ies împreună cu autoritățile locale sătești la mormintele eroilor, se face amenajare una alta și le duce în ordine, măcar cât de cât la ziua aceasta. Din raionul Soroca, pe câmpul de luptă din Afganistan, au participat 368 de ostași și la ziua de astăzi au rămas în viață 227, dintre care 93 de veterani ai războiului sunt din municipiul Soroca.